Meciul dintre ACS Poli Timișoara și FC Argeș a avut un final tensionat. Imediat după încheierea partidei, enervați de tragerile de timp și simulările jucătorilor piteșteni, o parte dintre cei aflați pe banca echipei gază au avut un schimb de reproșuri cu aspeții. Principalii protagoniști au fost Adrian Stoicov, antrenorul secund al celor de la ACS Poli Timișoara și noul antrenor principal al piteștenilor, Iulian Crivac. Cei doi au fost liniștiți după intervenția observatorului de joc, Marcel Coraș, care a evacuat zona dintre cele două bănci de rezerve. Un joc cu nervi. Așa e în fotbal. Așa e la noi în România. Am avut un schimb de replici cu domnul Stoicov. Îl respect, e mai în vârstă ca mine. Eu dau uitării acest incident. Fiecare ca la joc. Fiecare își pune... Își adresează câte un cuvânt mai de la locul lui, mai la stânga, mai la dreapta, mai... Ce pot să spun? S-a prins nocturnă. Asta e ca la joc. E clar că ați văzut dorința majoră a noastră și când am spus că la Timișoara e greu să obții puncte, chiar s-a văzut că este greu și eu cred că n-a fost ușor aici. O să vedem pe parcurs ce se va întâmpla. Cu rezultatul de la Timișoara, echipa FC Argeș a urcat pe locul 11 în clasamentul seriei a doua a Ligii Secunde și va juca etapa viitoare la Pitești cu CS Mioveni.